Se apropie luna decembrie și, așa cum este obiceiul, în această perioadă, românii își amintesc despre evenimentele din decembrie 1989. Anul acesta, se pare că luna dedicată evenimentelor din 89 a început mai devreme. Generalul în rezervă, Cătălin Rancu Pițu, fost procuror șef al secției parchetelor militare, a oferit un interviu zilele acestea Institutului Revoluției Române, în care a spus, pentru prima oară, zicem noi, chestii foarte interesante. În primul rând, generalul Pițu confirmă, având autoritatea procurorului care a întocmit rechizitoriul dosarului Revoluției, ceea ce noi am afirmat în documentarul Decembrie 1989, În sfârșit adevărul, publicat anul trecut pe această pagină. Atunci afirmam, cu referire la situația tragică de după evacuarea lui Ceaușescu, atenție, nu fuga, că din 22 decembrie după amiază am asistat la o negociere sângeroasă pentru poziție de putere între două grupări. Din păcate, această negociere, între ghilimele, a dus cu sine moartea a aproape 1000 de oameni și alte câteva mii au fost răniți. Iată ce afirmam în documentarul de anul trecut. Bătălia și negocierea se vor da între următoarele grupuri. Grupul complotist, prorus, condus de Silviu Brucan și Ion Iliescu, care voia schimbarea lui Ceaușescu și a regimului pe model gorbaciovist, versus grupul ofițerilor din armată și securitate care știau de complotiști și doreau căderea lui Ceaușescu, dar menținerea regimului. Pentru prima oară, în interviul acordat Institutului Revoluției Române, fostul procuror șef confirmă indirect ceea ce am spus noi atunci. Pentru a exemplifica, generalul magistrat Pițu vorbește despre o afirmație a generalului în rezervă Iulian Vlad, fostul șef al securității, făcută în 22 decembrie 1989 la Comitetul Central. Iar ce a spus cum a fost posibil ca după orele 16 să fie pulverizate MAI și DSS, eu cred, deși nu, este doar o deducție, zic eu, logică, a existat acel pact între armată și securitate pentru a-l da jos pe Ceaușescu, mai ales în dimineața zilei de 22, s-a mers pe ideea aceasta până pe la orele 16, când cei de la armată au realizat că doar făcând ceea ce urmau să facă puteau scăpa din vizorul opiniei publice. Și așa se explică faptul că, dacă vă duceți aminte, este o filmare care îl surprinde pe generalul Vlad discutând la telefon cu cineva în CC. Și la un moment dat spune, este clar, armata a trădat, dacă țineți minte, chiar spune lucrul acela în filmarea acasă, își spune ca pentru sine. Și m-am întrebat și s-au întrebat și colegii mei, dom'le, ce a vrut să spună armata a trădat? Dar această afirmație devine logică doar din perspectiva armatei a trădat pe ei, în sensul că a trădat, a ieșit din acea înțelegere ca împreună, adică să-l dea jos pe Ceaușescu și după aceea... Pulverizarea securității și a MAI, așa cum spune domnul general, este consecința luptei pentru putere dintre grupările care negociau la acea vreme. Unde greșește domnul general este că, în opinia noastră, nu a existat niciun pact real între armată și securitate pentru căderea lui Ceaușescu până pe 22 decembrie seara, ci, așa cum am afirmat și în documentarul de anul trecut, cele două grupări au acționat în paralel pentru căderea lui Ceaușescu. Problemele au început să apară, adică negocierile de care vorbim, în momentul în care gruparea din armată care l-a arestat pe Ceaușescu și-a dat seama că securitatea a acționat și ea pentru căderea președintelui României. Gruparea din armată care a acționat direct pentru căderea lui Ceaușescu, în frunte cu generalul Stănculescu, a considerat mișcările securității, între care amintim de deschiderea porților la TVR și părăsirea Comitetului Central, drept măsuri ale unei grupări rivale. Iar acest lucru a fost confirmat, așa cum spuneam și în documentarul de anul trecut, de faptul că șeful securității, generalul Vlad, a lipsit de la întâlnirea decisivă de la MAPN din 22 decembrie, ora 16, atunci când Stănculescu i-a predat puterea lui Ion Iliescu. Nu este o coincidență că la puțin timp după aceea este chemat la București celebrul Batalion 404 Cercetare-Diversiune de la Buzău și tot atunci începe și psihoza teroriștilor. Armata știa că prezența oamenilor pe străzi ajută securitatea, aceasta putând acționa pe deplin conspirată, ajutată de acoperirea mulțimilor. Gruparea lui Stănculescu, pusă în slujba lui Iliescu, a considerat că absența lui Vlad poate însemna dovada că lucrează pe ascuns, sub acoperire, pentru arestarea lor și instalarea unui regim agreat, eventual condus chiar de Nicu Ceaușescu. Numai așa are logică exterminarea USLA pe 23 decembrie, practic a doua zi după preluarea puterii de către gruparea Iliescu-Stănculescu. USLA era singura unitate a securității capabilă, atât ca dotare cât și ca pregătire, să execute extrageri de persoane, inclusiv arestarea sau uciderea lor din perimetre puternic apărate de către inamic. Numai așa are logică masacrul de la Sibiu, locul unde conducea Nicu Ceaușescu. Numai așa are o logică uciderea generalilor MAI, Nuță și Mihalea, considerați loia lui Ceaușescu, pe 23 decembrie, tot a doua zi după preluarea puterii. La Sibiu, diversiunea a început cu câteva ore mai devreme decât la București, pe 22. În această filmare, colonelul Pîrcălăbescu, șeful gărzilor patriotice și partea grupării Stănculescu-Iliescu, anunța la București pe 22 decembrie la ora 16:40, atenție, că, citez, este atacată unitatea militară a colonelului Dragomir de la Sibiu, am încheiat citatul, și că, citez, ăștia, am încheiat citatul, adică viitorii teroriști ce încă nu apăruseră la televizor și în țară, citez, fac haos peste tot, am încheiat citatul. Dacă găsiți asemenea cale, colonelul Dragomir, șeful școlii, cu elevi din școală, imediat se intervine la huligan, să-i termine, să-i distrugă orice legătură, cum aveți cu Sibiu. Ăștia atacă și ăștia fac tot ceea ce trebuie. Fac haos peste tot. Ați înțeles? Asta transmiteți lui Dragomir ordinul de la Ministerul Apărării Naționale. Să nu tragă mâna. Să pună mâna pe huligan, dar nu în oameni. Pe huligan, să-i vadă care sunt huliganii. Care au spart vitrine, care fac de bandadă, ăștia trebuie aduși. În realitate, nu ataca nimeni unitatea militară de la Sibiu a colonelului Dragomir, ci au atacate sediile miliției și ale securității de către protestatari. Deci, în loc să-i ajute pe asediați și să restabilească ordinea, colonelul Dragomir trage cu tunul asupra sediilor MAI și al securității. Dacă nici asta nu mai este o dovadă de premeditare, atunci nimic nu mai e. Element ce mare, Watson. O altă afirmație interesantă a generalului Pițu, în același interviu, este o dezvăluire cu adevărat importantă. Mădălin Hodor și Andrei Ursu, idolii presei progresiste în materie de istorie, s-au dus cu studiul lor Cine a tras în noi după 22, studiu asupra vinovăților pentru victimele Revoluției Române din decembrie 89, înainte să-l publice, la Ion Iliescu. Procurorul șef povestește uimirea cu care a aflat că principalul său suspect din cazul Revoluției a primit acest studiu înaintea tuturor, chiar înainte de a fi publicat. O să vă spun foarte tranșant. În decembrie 2018 a apărut acel studiu, Cine a tras în noi... Scris de Mădălin Hodor și Andrei Ursu. Exact. Auzind că apare acest studiu, am fost foarte interesat să-l citesc, pentru că am gândit că aduce lumina asupra misterelor Revoluției, asupra întrebării cine a tras după 22. Spre stupoarea mea am primit, întâmplarea a făcut ca exact în acele zile, mi se pare în 18 decembrie 2018, să-i înmânez, conform procedurii lui Ion Iliescu, actul numit Ordonanța de punere în mișcare a acțiunii penale. Este un pas procedural obligatoriu, trebuie ca persoana cercetată să ajungă în posesia acelui act. Am fost, l-am înmânat și atunci, înainte ca acel studiu făcut de Mădălin Hodor și Andrei Ursu să apară public, l-am primit de la avocatul lui Ion Iliescu. Ce vă spun acum, mă credeți sau nu mă credeți, așa s-a întâmplat. L-am citit, am fost surprins să văd că avocatul lui Iliescu a primit cu prioritate acel material. L-am citit, apoi am citit și materialul apărut public. Iar concluzia după ce am citit acel material este că dacă n-ar fi total neadevărat, ar fi util. Credem că motivația este simplă. Prin acest studiu, scos rapid, cei doi au dorit să-l ajute pe Ion Iliescu pentru momentul în care acesta va fi pus sub acuzare de către procuratura militară, ceea ce s-a și întâmplat până la urmă. Ion Iliescu, autorul mineriadelor și considerat de către toată zona progresistă drept tăticul PSD, este apărat chiar de idolii lor Hodor și Ursu. Hodor și Ursu, deontologii plimbați pe la toate oficinele puterii, de la Hot News, la G4 Media sau Europa Liberă, îl apără pe cel pe care tot aceeași presă îl numește bolșevicul Iliescu. Mai rău, variantele iliesciene ale istoriei sunt prezentate ca mari descoperiri de așajiști luptători pentru democrație, precum Zaiafet sau Cătălin Moise. Chiar unul dintre cele mai urmărite clipuri despre Revoluție de pe YouTube, Cine a tras în noi la Revoluție, este realizat pe baza unui material pe care generalul Pițu îl denumește fals absolut. La vreme au apărut două personaje, trei, Andrei Ursu, un anume Thomason, care nu se știe cine este, de negăsit, un american, și Mădălin Hodor, care au scos un studiu în 2018 despre Revoluția Română. L-ați studiat? Categoric. Am fost deschis la orice pistă, la orice informație. Ați stat de vorbă cu ei? Cu Andrei Ursu nu, cu Mădălin Hodor da, în mai multe rânduri. Cert e că am fost interesat de orice informație credibilă referitoare la Revoluție. Ce părere aveți despre acest studiu? Acel studiu, când a apărut, cred că prin decembrie 2018, mi-a generat un interes real și chiar am vrut să văd dacă mă poate ajuta cu ceva. Concluzia a fost, ar fi fost adevărat acel studiu dacă n-ar fi fost 100% greșit. Pentru că fiecare afirmație din acel studiu poate fi demontată în proporție de 100% oricând și oriunde. Mi-ar plăcea să iau fiecare frază din studiu care a stat la baza cărților care au fost scrise ulterior pentru a demonstra că este absolut fals tot ce s-a concluzionat prin acel studiu. Sunt atâtea exemple. S-a tot spus prin acel studiu că, uite, chiar Iulian Vlad a declarat că securiștii au tras. Am intrat imediat în posesia. De fapt, o aveam. Declarația lui Vlad, dată la începutul lui ianuarie 90, sub stare de arest. În stare de arest, declară: trăgătorii misterioși din decembrie 89 puteau fi. Stop cadru. Puteau fi, acesta deja induce dubiu, adică din perspectivă juridică, nu are nicio valoare. După care pune două puncte. Lucrătorii direcției a 5-a, cei de la USLA, trupele de securitate. Ei, aici autorii studiului se opresc și omit faptul că mai există și pagina 2 a declarației și pagina 3 în care generalul Vlad continuă după ce enumără pe ai lui cadrele MAPN de la DIA, cadrele MAPN de la unitatea nu știu care, cadrele alea, gărzile patriotice și civilii înarmați. Cu alte cuvinte, Iulian Vlad spune că orice posesor de armă putea fi așa zisul terorist. Este de o platitudine ieșită din comun această declarație. Nu indică cine sunt trăgătorii, dar dacă vezi cu rea credință doar prima parte, rezultă că Iulian Vlad i-a indicat pe cei de la direcția 5-a, USLA și așa mai departe. Bun. Alte situații au fost trecute cu titlul de dovadă cu privire la existența teroriștilor. Este o situație de la Reșița, în care împotriva unității de rachete de la Reșița, într-adevăr, în unitate au murit 5 militari, despre care s-a spus că au căzut la datorie în lupta cu niște misterioși trăgători cu luneta de peste, care au tras de vis-a-vis de pe dealuri. Au și statuie, aveau, că unitatea s-a desființat. Și toată lumea credea că, într-adevăr, acei militari ai armatei române au fost omorâți de securiștii teroriști care au tras cu arma cu lunetă. Doar că prin 1997, la parchetul militar Timișoara, s-au prezentat niște militari disponibilizați ca urmare a unor desființări de unități militare care au spus cam așa, printr-un denunț: suntem nemulțumiți că noi am fost dați afară din armată și cei care i-au omorât pe colegii noștri din unitate sunt încă păstrați în activitate. Și procurorii militari au întrebat: care colegi, care morți? Păi cum care? Păi n-au murit în lupta cu teroriștii, nici vorbă. Și au fost indicați adevărații trăgători, colegi de militarilor care pe fond de stres au deschis focul împotriva propriilor colegi, după care, dându-și seama că s-au împușcat între ei, cu buna știință a comandantului unității și cu buna știință a comenzii militare, cadavrele au fost luate, au fost plasate pe gardurile unității, s-a mușamalizat totul, s-a spus că au căzut în lupta cu teroriștii, când de fapt au fost împușcați de colegii lor, colegi care au fost luați la întrebări de procurorii militari și au fost condamnați la câte 15 ani de închisoare fiecare pentru omor în acea situație. Dar în analele Ministerului Apărării au rămas ca fiind acei morți în lupta cu teroriștii. Aceste lucruri i s-au spus lui Andrei Ursu de către fostul șef al parchetelor militare, generalul Cosneanu. Și cu toate că a văzut realitatea, a insistat în aceste studii că acolo au fost lupte cu teroriștii și pot multiplica aceste exemple de foarte multe ori. Și noi am citit acel studiu, pe baza căruia s-a scris și o carte, respectiv Trăgători și mistificatori, contra Revoluția Securității în decembrie 1989, pe care am și citat-o în documentarul nostru de anul trecut. Din păcate, pe lângă informații utile, precum faptul că teoria uciderii lui Trosca din răzbunare scârție rău de tot, studiul abundă în aberații, care sunt puse în slujba unei teorii fantasmagorice, aceea că securitatea ar fi încercat o contrarevoluție după 22 decembrie. E adevărat că, în opinia noastră, o parte securității a negociat cu puterea cu gruparea Iliescu, în sensul de reticență față de preluarea puterii de către aceștia, dar o altă parte a securității a fost pe față de partea noii puteri. În acest context, evident, cum mai poți scrie că o instituție integrală, dar de fapt divizată, putea încerca o contrarevoluție împotriva armatei și a marilor puteri care hotărâseră deja debarcarea lui Ceaușescu și nominalizarea lui Ion Iliescu ca succesor al său. N-are niciun sens. Singurul sens posibil este arcul peste timp, solidaritatea între bolșevicii de azi, reprezentați de Hodor, Ursu și Tapalagă, care încearcă să-l spere și să-l salveze pe bolșevicul de el, reprezentat de Ion Iliescu și Silviu Brucan. De ce nu are loc dialogul între reprezentanții statului și greviștii cu oameni, după părerea dumneavoastră? Păi cum poți să vorbești cu niște oameni care nu mănâncă? Dar... Dacă ți-a plăcut acest video, te rugăm să te abonezi și să dai un like. Nu uita să alegi toate atunci când apeși clopoțelul, pentru a vedea când mai publicăm documentare despre istoria României. Lasă-ne părerea ta în comentarii. Mulțumim!